Filmul bolivian Casa Noastră a fost marele câștigător al ediției TIFF de anul acesta, cucerind trofeul Transilvania. Pelicula a obținut și premiul publicului, fiind pentru prima dată în istoria festivalului când se întâmplă acest lucru. It's such an honor to be here in this beautiful place. You really have a beautiful festival and you should celebrate it because it brings us all closer together. Actrița Maya Morgenstern a fost distinsă cu premiul de excelență pentru contribuția adusă culturii române în 4 decenii de carieră. E un moment așteptat și un moment de care ți-e și foarte frică, pentru că se închide un cerc, eu văd încă o spirală. Timp de 10 zile, Festivalul Internațional de Film Transilvania a animat Piața Unirii din Cluj-Napoca, dar și Castelul Banfi din Bonțida, unde a fost proiectat legendarul film Nosferatu, bazat pe romanul Dracula, la chiar 100 de ani de la lansarea peliculei. E incredibil faptul că sunt mult mai mulți spectatori decât mă așteptam. E fabulos și mă bucur că am reușit să aducem oamenii la filme. TIFF a fost anul acesta și un loc de întâlnire pentru familii. În comuna Florești, de lângă Cluj-Napoca, a prins viață un imens teren de joacă pentru părinți și copii.